Eu sunt un om. Osana, Osana celui mort și înviat. În câteva săptămâni vom celebra învierea Domnului Iisus. De aceea m-am gândit că cântarea aceasta este foarte potrivită să o cântăm. Oh,
Bine ați venit în Casa lui Dumnezeu. Mă bucur nespus să fim împreună în părtășie și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră. Amin. Invit în față pe fratele Gheorghiță, am zis că dorește să-l aude pe Domnul împreună cu un grup. Urmează apoi sora Adriana cu o poezie. O ave scumpă am eu, speranța cea dreaptă, că cerul e deschis mie și-n veci am viață. Mântuitorul meu asta nu mai îndar îndă. Aceasta mă îmbărbătează pe calea mea îngustă. Aceasta eu așa am aflat păcatului muream și acum trăiesc, dar nu care mai înainte eram. M-am renăscut și al meu Iisus mi-a dat o inimă cu credință și speranță, cu dragoste plină. Moartea puterea s-o supra, nu are știu bine. Mântuitorul a vis-o, o ce trupul în pământ merge, însă eu sper că Dumnezeu îmi va da în cer haine ca să lucesc. Mântuitorul meu pe lei foarte mult a să sânge, murim pe Golgota. Ca învingător a treia zi, din morți a înviat. Și prin aceasta el mie raiul mi-a adevărul. Adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii. El strălucește din sine, ca soarele, ca sabia de foc pe care o învârt la porțile planetei Heruvimii. Adevărul e ca o stâncă de care valurile popoarelor înfuriate se sparg. El se sprijină pe propria-i tărie, mai înalt ca orice înălțime și mai cuprinzător ca orice larg. Adevărul e un fluviu de lumină ce strigă în drumul său că Domnul o să vină. Ce gloate ar putea să-l oprească din cale când, ori încotro, în cele patru vânturi, el duce o sanale? Adevărul e ca un cer înstelat, a cărui frumusețe nu-i știrbită de freamătul norilor de sub el în furtună. Adevărul strălucește mai presus de mizeria lumii, ca o nemuritoare cunună care îi caută pe cei drepți și spre cer îi adună. Oriunde ne-ar chema, oriunde ne-ar trimite, sub steagul lui mereu noi să fim primii, să nu ne înspăimânte gloatele ce-i stau împotrivă. Adevărul este mai presus de aprobarea mulțimii. Amin. În continuare vom
asculta un duet instrumental. Vor fi interpretate spre slava lui Dumnezeu trei piese și am deosebită plăcere să vă anunț debutul lui Timi Țepeș la chitară. Thank you.
Ionuț va recita spre slava lui Dumnezeu psalmul numărul 1, apoi fratele Petrică Cobaschi urmează cu un duet instrumental. Psalmul numărul 1. Ferice-te omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor baciocritori, ci îți găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care îți dă rodul la vremea Lui și are prea frunze, nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci sunt ca plava care o spulveră vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecăți, nici păcătoși în adunarea celor neprigăniți, căci Domnul cunoaște pe calea celor neprigăniți, dar calea păcătoșilor duce la peire. În sulul cărții eu am aflat, în sulul cărții eu am aflat, despre o mântuire, despre o fericire, ce lumea n-o poate da, despre o mântuire, despre o fericire, ce lumea n-o poate da. Și am mai aflat că Tatăl a dat ce-a avut mai scump sus în cerul sfânt, a dat Fiul Său la disprețul meu ca să fiu salvat, de păcat iertat. În sulul cărții am aflat despre a judecății zi, când din eterna fericire stăpânul vieții va veni. Atunci se va împlini cuvântul scripturilor din veșnicii, când cerul și pământul s-o zgudui din temelii. Veșnicie! Veșnicie, așteptată ești mereu, e un loc de fericire la tronul lui Dumnezeu. Tu te-ai întrebat vreodată după moarte unde-i fi, unde-ți vei petrece timpul, viața ta din veșnicii. După moarte n-o fi vreme să te întorci din păcat, ce va fi aceeași vreme, vreme pentru regretat. Acolo nu va fi noapte, ci o veșnicie zi. Acolo nu vor fi lacrimi, ci de pline bucurii. Vom vedea pe Domnul Iisus în toată splendoarea Sa. Câtă pace, fericire, acolo Iisus va da. În continuare vom lăuda pe Dumnezeu cu întreaga congregație. În timpul cântării ne vom închina Domnului cu darul nostru de bunăvoie și de asemenea ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În această seară va fi predicat de pastorul bisericii, fratele David Ravlic. Psalmul 51, 10 cu 12.
Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Amin. Cred că este prima zi de primăvară a acestui an, o zi însorită, frumoasă, poate nostalgică, însă ne bucurăm că Dumnezeu ne binecuvintează și prin natură și înviorează sufletele noastre. M-am gândit ca până această seară să nu vă predic. Am stat cu adolescenții la rugăciune și la un moment dat, unul dintre ei a spus în rugăciune: Doamne, mă rog ca fratele David să nu fie nervos când predică. Așadar, n-am să vă predic, ca nu cumva să mă enervez. În această seară aș vrea să răspundem la o obiecție care este invocată foarte des împotriva creștinismului. Sunt foarte multe obiecții pe care oamenii le aduc în atenția creștinilor
pentru a infirma faptul că creștinismul este religia adevărată. Dar există o obiecție majoră, fundamentală, radicală. Însă, până înainte de a prezenta această obiecție, pentru că oricum n-am să predic, am să vă explic cum a ajuns predicarea în Biserica Creștină Contemporană. De ce se predică în bisericile baptiste și penticostale? Care ar fi răspunsul cel mai rațional? La una dintre întâlnirile la care am participat cu frații păstori în America, călătoream împreună spre oarecare destinație și s-a născut în mașină discuția legată de predicare. Dom'le, de ce se predică astăzi în biserică? Și unul dintre ei a spus, ca să aibă păstorii din ce trăi. Dacă nu s-ar predica, ce-am face? Din ce-am trăi? De fapt, spune respectivul, oamenii au căzut în păcat tocmai din motivul ăsta, ca să fie loc de predicare în biserică. Dacă n-ar fi fost păcatul, n-ar fi fost predicarea. Fără păcat, n-ar fi fost locuri de muncă. Obiecția este următoarea. Religia creștină sau credința în Dumnezeu este o ideologie oarbă, care nu are la bază raționamente și evidențe, în timp ce secularismul este o filozofie bazată pe raționamente, evidențe și argumente. Media și literatura contemporană abundă astăzi de ceea ce se numește istoria deconvertirilor. Un fel de povestiri sau istorii a unor oameni care pentru o mare parte din viață au crezut în Dumnezeu, însă care mai apoi au spus, domnule, credința în Dumnezeu nu e justificată, nu se justifică în viața zilnică. Cei mai mulți oameni care au ajuns să facă pasul înapoi, oameni care au crezut în Dumnezeu, însă care mai apoi au abandonat credința, vin cu asemenea obiecție. Credința în creștinism este o credință oarbă. În creștinism nu ți se explică. Nu sunt raționamente, nu sunt argumente, nu sunt fundamente. În creștinism totul se merge pe baza credinței. Însă, perspectiva strict rațională sau seculară e o perspectivă care are la bază argumente, are la bază logică, are la bază o susținere foarte practică. Acum, de ce cred că e foarte important să știm cum să răspundem la o asemenea obiecție? Mai întâi pentru că credința în creștinism nu e o credință oarbă. Crede cineva că a crede în Dumnezeu e ca și când ai păși peste o prăpastie fără să știi că ceva te susține? Credința în creștinism nu este o credință oarbă. Evanghelia este cartea ce legitimizează credința în creștinism. Evanghelia este suma de doctrine ce oferă raționamente, ce oferă argumente pentru credința din creștinism. Acum, dacă ar fi reală o asemenea obiecție, obiecția în primul rând ar anula istoricitatea Evangheliei. Păi dacă credința din creștinism este o credință oarbă, nejustificabilă și neargumentată, înseamnă că Evanghelia pe care se bazează credința aceasta este o Evanghelie falsă, o Evanghelie nesusținută istoric, o Evanghelie care nu are coerență și logică. La ora actuală, Biblia este singura carte religioasă, vorbesc pe plan mondial, care are susținere istorică, care prezintă fapte, care prezintă persoane, date istorice, relevante din punct de vedere istoric. De exemplu, Islamul, cu Coranul, își invocă ca susținere Sfânta Scriptură. Budismul și hinduismul sunt două religii care nu pun mare preț pe doctrine, se adaptează în funcție de cultură. La ora actuală, Evanghelia este singura carte ce poate fi explicată rațional și logic. Un al doilea motiv pentru care cred că este eficient pentru creștinul de astăzi să știe cum să răspundă la o asemenea obiecție este următorul. Cu durere în suflet, spun, am observat faptul că
Biserica creștină, în general vorbind, își asumă sau își însușește o asemenea obiecție. Cu alte cuvinte, sunt creștini care spun, da, domnule, în creștinism e nevoie doar să crezi. Creștinismul biblic este un curent filozofic, o religie oarbă. Dacă nu crezi, nu se întâmplă nimic. Și apare în discursul creștin de astăzi asumarea aceasta poate inconștientă a unei asemenea obiecții. Credem, domnule, și e suficient. Dacă nu-i credință, nu-i nimic. De obicei, când evangelizăm pe unii oameni care sunt foarte împotrivitori și rămânem fără răspunsuri, fără explicații pertinente, spunem, trebuie să crezi. E fuga noastră. Fugim acolo. Ne legăm de credință. A, nu crezi? N-are rost. Oricum, nu vezi, nu înțelegi, nu simți. Credința este răspunsul. Și un al treilea motiv pentru care e foarte important să răspundem bine la o asemenea obiecție este următorul. Prin faptul că modernismul a pus mare preț pe rațiune și prin faptul că postmodernismul din nou accentuează rațiunea, când ne manifestăm public și trăim credința creștină și o practicăm, de foarte multe ori încercăm să o explicăm doar din prisma culturii personale, a obiceiurilor, a ceea ce ne place sau nu. Vorbeam aseară cu adolescenții și i-am întrebat dacă atunci când sunt la școală și cineva îi întreabă de ce nu fumezi, dacă sunt gata să spună că nu practică sportul ăsta datorită faptului că sunt creștini. Și s-a stârnit un amuzament și un răspuns a fost, domnule, poți să spui că nu-i sănătos pentru tine. Da? Nu trebuie să invoci credința neapărat ca să justifici ceea ce nu faci în viață. Poți să spui, dacă comit chestia asta, ai mei acasă mă pedepsesc, nu? E un răspuns diplomat, frumos, care justifică și e explicabil pentru cei din jurul tău. Acum, care e punctul de vedere în discuția asta, în paranteza aceasta? Ne este frică să invocăm credința. La anumite discuții colegiale sau la locul de muncă. De ce nu faci chestia asta? Dom'le, nu e sănătos pentru trupul meu. De ce nu vorbești ca noi? Așa am crescut în familie. Da? Asta e cultura mea în ce privește vocabularul. Tocmai pentru că considerăm în anumite medii credința ca fiind ceva, poate, nu știu, neimportant. Haideți să le punem la oaltă cele trei motive și să pornim la drum încercând să răspundem la obiecția aceasta. Este credința din creștinism bazată doar pe credință și secularismul pe evidențe? Pornim cu a doua parte a acestei obiecții. Este secularismul bazat pe evidențe? De ce e importantă această a doua parte? Secularismul se referă la perspectiva strict materială asupra vieții. Cu alte cuvinte, la perspectiva lipsită de credință în ce privește viața aceasta. Secularismul spune următoarele. Viața a apărut în urma unei explozii, n-a fost generată explozia de nimic pentru că n-a fost nimic. Dacă a fost ceva, înseamnă că a fost creat și atunci evoluționiștii spun că n-a fost nimic la început. O asemenea viață este oarbă, nu are direcție, nu are un sens suveran, supranatural. Ea se termină la mormânt, ceea ce faci oricum nu are logică. Suferința este un accident, iar valorile morale, atenție, sunt rezultatul principiului selecției. Deci dacă astăzi suntem altruiști, e pentru că strămoșii strămoșilor noștri au supraviețuit datorită altruismului. Așa explică secularismul originea moralității în cultura de astăzi. Acum, cei mai mulți oameni care susțin o asemenea doctrină sunt oameni de știință și îi spun secularismul sau perceperea strict materială a vieții este cea mai logică. Este cea mai susținută dogmatic, are cele mai multe argumente. O asemenea perspectivă nu implică în niciun fel credință. Doar religia implică credință. Să fie chiar așa, secularismul nu are nicio formă de credință. Dacă secularismul implică credință în diverse forme, atunci prima premisă nu are probleme. Dacă secularismul implică credință, atunci credința din creștinism
nu e o problemă. Dacă credința este o formă de manifestare în viața fiecărui om, atunci credința este o normalitate. E ceva logic, firesc, care nu are de ce să fie contestat. Sunt trei argumente care arată faptul că și în secularism există foarte multă credință. Și când discutați, poate la școală, cu colegii dumneavoastră sau la serviciu, puteți să le folosiți pentru a le arăta faptul că perspectiva strict materială asupra vieții este o perspectivă care implică o suită de credințe, o filozofie care se bazează în mare parte și pe credință. La baza secularismului este un principiu numit raționalitatea exclusivă. Acum, acest principiu înseamnă că, sau presupune că doar știința este arbitrul ce stabilește dacă ceva este adevărat sau nu. Un asemenea concept stabilește că atunci când analizezi ceva, ai nevoie să vezi postamentul și fundamentul științific și rațional pentru a considera acel lucru adevărat. Acum ascultați cele trei argumente. Raționalitatea exclusivă nu este suficientă nici măcar în sistemul științific de demonstrare rațională. De ce? Mai întâi pentru că raționamentul și dovezile încep cu credința în raționament și cu credința în dovezi. Și ascultați aici care este logica. Un asemenea concept spune că ca să vezi dacă un lucru e adevărat, trebuie să-l examinezi rațional. Dar ca să-l examinezi rațional, e nevoie să crezi că raționalizarea corectă și logică funcționează. Păi dacă nu crezi lucrul ăsta, n-ai să examinezi ceva rațional. Așadar, Tim Keller, cel care formulează argumentul, spune mai întâi, raționalizarea strict exclusivă nu funcționează. Pentru că înainte să o folosești, trebuie să crezi că ea funcționează. Altfel, nu o folosești. Mai mult. Afirmațiile științifice presupun admiterea unei doze de credință. Foarte interesant ce spune Keller. Ascultați la ce se referă el. Știința face afirmații ca Dumnezeu nu există, nu există viață după moarte, nu va fi un moment când oamenii vor fi judecați. Sunt afirmații pe care le realizează știința. Însă știința lucrează cu cauze. Da? Dacă știința vrea să demonstreze că acest creion este real și că nu este o iluzie, îmi va arăta ce cauzează apariția creionului. Așa lucrează știința. Mă va duce într-o fabrică, mă va pune înaintea unui stand de lucru și îmi va arăta cum se ajunge la un asemenea creion. Știința lucrează întotdeauna prin cauze, arătând cauzele evenimentelor prezente. Acum, ca știința să spună că Dumnezeu nu există, trebuie să descopere cauzele care îl produc pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are cauze, știința nu le cunoaște și atunci doar prin credință afirmă că Dumnezeu nu există. Keller spune, știința face afirmații mari, radicale, fundamentale, pe baza credinței. Un alt exemplu în acest punct. Unul dintre cei mai de seamă atei contemporani, Richard Dawkins, într-o apariție publică, a vorbit despre originea Universului. Și perspectiva evoluționistă spune faptul că la început nu a fost nimic. Da? La un moment dat era la o masă cu un preot și discuta despre acel nimic de la început. Și Dawkins încearcă să explice nimicul și sala începe să râdă. Și el întreabă, ce-i funny în toată chestia asta? Și oamenii spun, dacă definești nimicul, nu mai este nimic, nu? Dacă explici ceva, nu-i mai nimic, e ceva. Acum, respectivul încearcă să explice apariția Universului de la acest nimic. Și el spune, domnule, nu știm cum nimicul a fost suficient de mult încât să cauzeze o explozie. Nu știm câtă energie și informații a avut nimicul încât a produs un univers perfect, complet, care a primit viața și care susține viața de mii de ani. Nu știm, dar vom ști în viitor. Chiar ateul spune, prin credință, la început a fost nimic,
Dar peste zeci de ani poate vom ști cum să explicăm nimicul. Dragii mei, știința face afirmații pe baza credinței. Dumnezeu nu există. Dumnezeu, dacă are o cauză, noi nu o găsim. Nu putem explica rațional. Nimicul a fost, nu știm cum să-l explicăm. Sunt afirmații realizate pe baza credinței. Așadar, primul argument, raționamentul exclusiv nu-i suficient în sistemul științific de demonstrare rațională, dar el implică și credință. Al doilea argument, raționalizarea practică sau cotidiană se realizează prin diverse forme ale credinței. Și o să încep cu exemplele ca să fie foarte logic, să nu vă pierd. Auzeam, mai ales în cercurile etnice românești, un caz relatat. Se spune că o domnișoară de 19 ani se uită la mama ei cum pregătește cozonacii. Mama tacticos macină nuca, da? Așează nuca în cozonac, împătură cozonacul, iar mai apoi, înainte să-l așeze în tava de copt, taie extremitățile, da? Taie cozonacul la fiecare capăt și îl așează în tavă. Domnișoara își întreabă mama, mamă, de ce tai cozonacul la extremități? Care-i logica? Și mama spune, auzi, draga mamei, așa am văzut la mama mea. Domnișoara nu-i mulțumită, vrea să afle un răspuns strict rațional, da? Explică-mi logic de ce tai capetele cozonacului. Și domnișoara își sună bunica. Auzi, bunico, uite, mama procedează în acest fel. Împătură cozonacul, îl umple, unge tava cu ulei dacă se unge, taie la extremități și apoi îl așează în tavă. Și mi-a spus că tu ai învățat-o așa. De ce ai procedat în acest fel? Și bunica spune, așa am văzut la mama mea. Și domnișoara își sună străbunica. Străbunico, spune-mi de ce două generații taie cozonacul înainte să-l pună în tavă. Și străbunica spune, draga mamei, tava mea era prea mică. Și nu încăpea. Da? Asta e logica. Și acum ascultați care e punctul de vedere în acest caz. Michael Polony, un filozof de marcă, spune așa. În fiecare act al cunoașterii sunt implicați doi factori primordiale. Mai întâi, persoana în cauză examinează obiectul și decide pe baza observației strict raționale. Da? Te uiți la ceva și emiți niște judecăți și niște decizii. Dar în al doilea rând, în actul oricărei decizii, este implicată și preconcepția. Este implicată un soi de credință acumulată de-a lungul anilor pe care ai primit-o prin diverse mijloace, prin autoritate sau prin comunitate. În orice act decizional, pe de o parte observi și decizi, dar pe de altă parte, actul decizional este influențat de preconcepțiile pe care le-ai adunat de-a lungul anilor. Și acum un alt exemplu mult mai spiritual. Charles Taylor, din nou un filozof bun, explică de ce oamenii moderni și postmoderni sunt mai predispuși să renunțe la credința lor în Dumnezeu, invocând prezența suferinței în lume în comparație cu cei din trecut. E adevărat faptul că cei care se nasc în generația noastră, a dumneavoastră, sunt mai predispuși să invoce suferința pentru a renunța la credința în Dumnezeu. Însă cei din anii 1500, de exemplu, nu invocau suferința pentru a-și abandona credința. De ce? Și Taylor spune următorul aspect. Cei din perioada antică nu ar fi asumat niciodată faptul că mintea umană este suficient de capabilă sau că are suficientă înțelepciune încât să-L judece pe Dumnezeul infinit pentru felul în care îngăduie sau nu suferința în lume. Gândiți-vă foarte simplu, părinții dumneavoastră, chiar părinții dumneavoastră, nu și-ar fi permis să spună că intelectul uman e suficient de bogat încât să îl cheme pe Dumnezeu în tribunal și să spună, Doamne, n-ai logică în ceea ce faci. Pentru că credința lor despre creier era una modestă. Dom'le, nu putem gândi, nu putem pătrunde taina lui Dumnezeu. Însă, în postmodernism, ce s-a schimbat? S-a schimbat felul în care omul
își categorisește intelectul și el spune, păi am tot ce trebuie să înțeleg lucrurile. Sunt un om cu școală, sunt educat, cultura mă împinge de la spate, dacă nu înțeleg, înseamnă că ori nu există, dacă nu înțeleg de ce îngăduie ceva, înseamnă că ori nu există, ori există și nu e bun. Taylor spune, de fapt, credința personală despre intelect afectează felul în care te raportezi la Dumnezeu în mijlocul suferințelor. Dragilor, purtăm bagaje imense de preconcepții. Una dintre cele mai mari probleme în studierea unui pasaj este să reușești să te golești de ceea ce crezi înainte de a studia textul biblic. Gândiți-vă foarte practic. Luați acasă Biblia și o citiți. Deja o cunoașteți foarte bine. Și involuntar, deja știți cam cum ar trebui interpretat un pasaj biblic. Pentru că ați auzit predici, ați fost învățați în familia dumneavoastră, aveți o cultură religioasă în spate și vă apropiați de pasaje cu preconcepții, cu ceva credințe deja așezate. Ca să-l înțelegi bine, e nevoie să te golești de ce crezi, ca să poți să asimilezi informația adevărată. Revin la argument. Și preiau și pe primul, raționalizarea exclusivă nu e suficientă, știința face afirmații prin credință, mai apoi raționalizarea practică se realizează prin diverse forme ale credinței și se imagina cu Cozonaci și cu Taylor care explică raportarea la suferință astăzi și la Dumnezeu. Și urmează al treilea exemplu sau al treilea argument. Moralitatea de astăzi nu își are originea în rațiune, ci în credință. Și este argumentul cel mai plauzibil sau cel mai puternic, cel mai persuasiv. Care este deviza secularismului sau a postmodernității? În comparație cu perioada modernă, când s-a crezut că limitarea religiei va da libertate omului, însă ideologiile marxiste, comuniste, au opresat și mai mult ființa umană, postmodernismul spune, domnule, noi suntem o generație de elită, vom reuși să dăm libertate completă oamenilor și vom promova egalitate între oameni, nu? Drepturile oamenilor, vom apăra pe cei care sunt opresați politic, religios sau pe o altă cale. Secularismul se promovează ca fiind ideologia ce oferă cele mai multe drepturi și care promovează moralitatea în mod clar. Însă, un filozof spune faptul că n-ai cum să justifici prezența unor asemenea valori invocând raționamentul. Și ascultați la ce se referă el. Un reporter la New York Times scrie un articol și spune așa. Când telescopul spațial Hubble a fost direcționat spre un loc negru din spațiu, de mărimea capului unei radiere, pentru o săptămână acesta a descoperit 30.000 de galaxii de peste 13 milioane de ani. E părerea lui. În comparație cu ceea ce vede un telescop, focusat pe un punct negru de mărimea unei radiere, omul spune, crezi că ești special în comparație cu 30.000 de galaxii descoperite într-o singură săptămână de un singur telescop? Crezi că ești acel fulg de nea care se diferă de toți ceilalți fulgi? Nu! Ființa umană, spune el, nu este un unic fulg de nea. Ființa umană nu este specială. Ființa umană este doar o altă piesă a unei materii în descompunere pe grămada de compost sau de gunoi. Dați-mi expresia, a lumii. Nimic din ceea ce este ființa umană și nimic din ceea ce va face aceasta în perioada scurtă cât timp trăiește, nu va conta. Și orice lucru căruia îi lipsește această realizare este o simplă vanitate. Deci, concluzia lui, celebrează viața în fiecare moment, admiră frumusețea ei și iubește fără rezerve. Și acum analiza filozofului în legătură cu raționamentul lui. Comentatorul spune că în primă fază totul este o materie, da? Suntem materie care se va spuneți cuvântul.
descompune în timp, da? Pe vârful de gunoi al Universului va fi așezată ființa umană. Nu contează ce faci, tot acolo ajungi. Deci, prin urmare, sau deoarece, celebrează viața în fiecare moment și iubește fără rezerve. Care e logica? De ce să nu fiu egoist? Păi dacă viața e scurtă și după moarte nu-i nimic și nu voi fi tras la răspundere pentru ceea ce fac, păi nu-i mai logic și mai deductibil să trăiesc cum vreau, să mă bucur de fiecare clipă și să nu-mi pese de cel de lângă mine? Un filozof rus, Vladimir Soloiov, sarcastic, sumarizează ce spune acesta prin următorul enunț. Omul a apărut din maimuță, de aceea să ne iubim unii pe alții. Frumos! Nu ai cum să explici rațional sau științific originea moralității în lume. Dacă invoci doar raționamentul, nu ai cum să justifici prezența egalității între oameni, drepturile oamenilor, demnitatea umană. Nu ai cum. Așadar, perspectiva seculară implică foarte multă credință. Și ascultați de ce spun lucrul ăsta. Dacă n-au apărut valorile morale prin deducerile raționale, ele au apărut, evident, ca urmare a teologiei creștine. Ca urmare a moștenirii avramice, a moștenirii biblice, ideea libertății, a conștiinței, a democrației, provine din învățătura biblică. Câteva exemple foarte concrete. Creștinismul a fost primul curent ideologic care a introdus ideea de egalitate umană. În primul secol, perspectiva grecească s-a fundamentat pe convingerea că în societate există o ierarhizare naturală. Mai credem și noi lucrul ăsta astăzi uneori. Da? Că omul se naște să asculte sau să conducă. Că unii se naște să fie sclavi, iar alții împărați. La origine, societatea conține o ierarhizare intrinsecă, da? Proprie, naturală. Însă, creștinismul introduce o nouă idee. Dom'le, toți am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Din acest motiv, toți avem aceeași demnitate, toți avem aceleași drepturi, deci suntem egali în societate. Creștinismul este cel care introduce pentru prima oară în istorie ideea de egalitate între oameni. Mai apoi, el explică sau oferă resursele pentru înțelegerea drepturilor omului. Păi, cine s-a gândit vreodată în istorie că va avea omul drepturi nu primite de la stat, ci drepturi chiar împotriva statului? Păi dacă statul te discriminează, tu ai drepturi, da? Și ai un drept să te iei de el. E un drept pe care îl folosești chiar împotriva statului. Cine a putut concepe că va apărea un asemenea drept? În timp ce modernismul și postmodernismul spun că acestea au apărut în perioada iluministă, ele au apărut în timpul creștinismului din primul secol. Martin Luther King Jr., când își prezintă discursul despre drepturile omului, spune: ideea drepturilor omului este bazată pe conceptul că toți oamenii au fost creați potrivit cu imaginea lui Dumnezeu și egali în demnitate. Sunt multe alte valori pe care creștinismul le-a introdus în societate, dar rămânem la cele două. Repet cele trei argumente care arată că secularismul implică credință și nu doar rațiune. Raționalizarea exclusivă nu e suficientă. Da? E nevoie de credință, face afirmații științifice ca Dumnezeu nu există. Mai apoi, moralitatea de zi cu zi nu își are originea în rațiune, ci în credință. Nu poți să spui că ești rezultatul maimuței și să argumentezi că e nevoie să te iubești unul pe altul. Nu are sens. Nu are logică. Și al treilea argument, în deciziile zilnice e implicată foarte multă credință. Da? Gândim prin prisma preconcepțiilor. Aceea ce am acumulat prin experiențe de-a lungul anilor. Potrivit cu acestea, secularismul nu este bazat doar pe evidențe, ci implică credință. Continuăm să credem în egalitate
fără să explicăm originea teologică, doar pentru că credem că este bună. Nu putem demonstra cum a apărut, dar prin credință o promovăm. Credem că își are locul în societate. Secularismul implică foarte multă credință. De aceea credința nu este o problemă. Ea are locul ei consacrat în viața noastră zilnică. Toți o folosim la locurile de muncă, în timp ce conducem mașina, în timp ce călătorim în vacanță, în timp ce notăm, folosim credința. De exemplu, când te apropii de un bazin de not, ai să te încrezi și ai să crezi că te vor ține mâinile până la capăt, că ce te-a învățat instructorul va funcționa, că vei reuși să ieși din bazin și că vei ține respirația cât ești sub apă. Crezi în tot ceea ce faci. Credința este un element delicat, dar prezent în fiecare acțiune din viață. Uite că a trecut timpul și poate supăr pe cineva. Haideți să mai răspundem la o întrebare ca să încheiem cu partea aceasta. Am văzut că secularismul conține foarte multă credință. Însă ce se întâmplă dacă secularismul anulează credința sau o scoate în mod fățiș din viața zilnică? Roman capitolul 1. Un text care e un text ce prezintă oameni seculari cu o perspectivă materială asupra vieții, însă oameni a căror viață se schimbă radical din momentul în care renunță la credința în Dumnezeu. Și ascultați, vă rog frumos ce spune Pavel în Romani 1 în legătură cu ce se întâmplă când omul elimină credința în Dumnezeu din viața zilnică. Mai întâi Romani 1:25. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Traducerea din limba română este foarte sugestivă. Ea te lasă să înțelegi că ordinea în ce privește închinarea este una foarte ușor de înțeles, de distins. Făptura se închină cui? Celui care a creat-o, Făcătorului, da? Asta este ordinea logică. Însă când e eliminată credința din viața zilnică, ce se întâmplă? Făptura se închină făpturii și nu Făcătorului. Care este ideea? Când e eliminată credința, societatea nu se închină lui Dumnezeu, dar se închină ființei umane. Și omul ajunge să fie un Dumnezeu. Istoria Americii poate fi împărțită în trei mari categorii. Mai întâi, secolul XVII, a fost Dumnezeu principal, mai apoi națiunea, iar acum individul. E felul în care poți să împarți, spiritual vorbind, America de Nord. Da? Dumnezeu, secolul XVII, mai apoi națiunea și progresul prin industria tehnologică și, în final, ființa umană. Și asta e. Facem ce simțim, ne comportăm cum simțim, dacă nu simt ceva, nu fac nimic. A ajuns omul să fie singurul element ce autorizează faptele lui. Păi dacă eu cred că este bine, păi este bine. Nu ce îmi spune tata e bine, nu ce spune biserica este bine, ci ceea ce nutrește și naște inima mea. Și ascultați unde se ajunge când e pus omul pe piedestal. O tânără a fost întrebată dacă există în societate valori absolute sau o moralitate absolută. Cu alte cuvinte, întrebarea a fost următoarea. Crezi că, indiferent de cultură, sunt lucruri pe care le numești bine și rău? Adică dacă ești în Africa, în România și în America, poți să numești în fiecare cultură un anumit lucru rău sau bine? Și ea zice, nu se poate, pentru că respectivul stabilește pentru el, în casa lui, ce este bine sau rău. Și interlocutorul o întreabă, domnule, dar cum te raportezi la teroriști? Da? Se aruncă unul în aer și mor 50 de oameni, rămân 50 de copii orfani, poți să consideri ce a făcut respectivul, fie că te afli în America, Spania, Italia, lucrul ăla reprobabil și păcătos? Și ascultați răspunsul ei. O să vă surprindă, dar este răspunsul generației de astăzi care așează individul în locul lui Dumnezeu. Nu știu ce acei oameni teroriști într-adevăr realizează.
E posibil să nu fie greșit pentru ei. Ei realizează lucrul despre care cred că este cel mai bun lucru pe care ei îl pot realiza, deci, prin urmare, fac un bine din perspectiva lor. Dar ei provoacă moartea a sute de mii de oameni. Deci trebuie să fie greșit. Dar de unde, spune ea, avem noi ideea că a omorâ oamenii este greșit? Dacă aceștia care se aruncă în aer au fost crescuți în culturi în care li s-a spus că un asemenea act este cel mai bine, este necesar și cel mai important pentru ei, atunci este bine pentru ei. Răspunsul unei tinere, un răspuns ce sumarizează ideologia contemporană în legătură cu binele și cu răul și care arată că ființa umană e pusă undeva sus și doar ea spune ce e bine și ce e rău. Păi dacă pentru ei e bine, e bine. Care e treaba mea? Să moară, domnule, lasă-i să moară, că pentru el e bine. Când nu-i credință în Dumnezeu, omul ca ființă trebuie să se închine cuiva. N-ai cum să nu te închini nimănui. Te vei închina înaintea ta. Da, vei spune, domnule, nu cred asta, uite ce bine sunt. Ca ființe, vrem să ne închinăm. Așa am fost creați. Vrem să adorăm. Vrem să fim iubiți. Avem nevoie de închinare. Dar când Dumnezeu este extras, ajunge ființa înainte. E un element ce se întâmplă când dispare credința din viața societății. Și un al doilea element pe care Romanii 1 îl prezintă, versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Observați cuvântul i-a lăsat. Acum o explicație primară. Când ne certăm, am mai spus lucrul ăsta, dar repet, când ne certăm, fie că suntem acasă, fie că la biserică, fie că la locurile de muncă, în certurile noastre zilnice, invocăm un standard moral, da? Spuneți la copiii dumneavoastră, băi, nu se cade să te comporți așa. Nu te referi la un alt om când spui asemenea lucru, ci te referi la o normă, da? La un standard, la ceva care este acceptat în unanimitate. Soțul spune ceva și spui, domnule, nu așa se comportă un gentleman. Te referi la o normă, la un standard, la ceva care este scris cumva în conștiința fiecarei persoane. Acum, C.S. Lewis spune că aceasta este moralitatea pe care Dumnezeu a așezat-o în conștiința noastră. Fie că ești în Africa sau în America, vei ști că ceva este rău sau că ceva este bine. Însă, Pavel spune că la un moment dat, Dumnezeu i-a lăsat pe anumiți oameni ca să facă lucruri neîngăduite. Da? Nu mai e presiunea aia asupra lor. Gândiți-vă când faceți ceva acasă copiii, adolescenții, și știi că nu-i bine, cum te mustră conștiința? Ai ce n-ai dat să nu te mai mustre? Da? E acolo ca un indicator. Te atenționează. Domnule, ai mers pe drumul greșit. E ceva care te presiază. Este obligativitate morală. Acum, când dispare credința în mod voit din viața noastră, dispare obligativitatea morală. Ascultați la ce mă refer. Nietzsche, da? un ateu, din nou remarcabil, spune următoarele. Civilizația occidentală este în procesul de a se distanța de divinitate, în timp ce continuă să se agațe de valorile religiei. Și aceasta o face printr-un un imens act al credinței. Însă completează. În timp ce societatea va continua să păstreze valorile creștine și se va depărta de Dumnezeu, moralitatea va ajunge într-un final o problemă. Va deveni din ce în ce mai greu să justifici și să motivezi moralitatea. În timp ce e eliminat Dumnezeu, moralitatea nu mai devine o obligație și nu mai ai cum să o motivezi. Dom'le, ce invoci să motivezi moralitatea dacă nu pe Dumnezeu? Dacă spui că se gata viața la mormânt și nu vei răspunde pentru faptele tale, nu ai cum să motivezi moralitatea. Vom spune, domnule, orice fac, terorist sau muzician, ajung sub pământ. Care e diferența? Dacă păstrezi valorile, dar îl împici pe Dumnezeu afară, nu ai cum să motivezi moralitatea. Fyodor Dostoievski spune următoarele. Viața fără Dumnezeu și viața prezentă
fără viața de după moarte, permite toate lucrurile. Îți dă voie să faci orice. Păi dacă nu-i Dumnezeu, dacă nu-i responsabilitate în fața lui Dumnezeu, dacă eu sunt șeful pentru mine, cum motivez o anumită conduită? De exemplu, profesoară din Toronto spune, n-ai cum să spui cuiva să fie bun sau rău. Pentru că cultural, fiecare stabilește pentru sine ce este bine sau rău. Însă, în același timp, ar trebui ca toți să acceptăm marea familie LGBT. Și să răspunde la un moment dat, domnule, te contrazici. Pe cum justifici tu obligativitatea de a accepta o anumită familie, în ghilimele spus, pe întreg globul pământesc? Mai cum? Fiecare stabilește pentru sine. Observați care este ideea? Dacă le limbi Dumnezeu în societate, dacă îl anulezi, dacă îl dai afară, nu ai cum să motivezi moralitatea. N-ai pârghii, n-ai instrumente. Da, ea este creștină, o dezlegi de origine, o păstrezi din inerție foarte puțin timp, dar mai apoi ai să o pierzi. Și uitați-vă ce se întâmplă astăzi în America și Europa. Am mers mult din inerție și am păstrat valorile, dar le pierdem pentru că nu le putem motiva, argumenta sau justifica. Închei aici, data viitoare continuăm cu prima premisă. E creștinismul bazat pe credință oarbă? Da sau nu? Să vedem cu următoarea ocazie. Să dați-mi voie să vă aduc în atenție o întâmplare. Știu că vă plac întâmplările. Nu prea le folosesc, dar uite, s-a întâmplat. Un articol azi dimineață l-am citit și l-au văzut și tinerii pe Facebook-ul lor. Să văd numai titlul. Giulia, care e titlul articol? Zi-mi repede, că l-a citit azi dimineață. Ok, am găsit. Why the church doesn't need any more coffee bars? De ce bisericile n-au nevoie de baruri de cafea, da? E un articol scris de o tânără, a cărui soț a murit în februarie 2017, după 2 ani de cancer. Și respectiva scrie care a fost viața acelui bărbat în ultimii 2 ani de zile. Și ea spune așa. În toți acești 2 ani a fost despărțit de copiii lui, a stat în spital 18 luni, a suportat cele mai rele vești pe care le poate primi cineva din partea unui doctor, însă în acest tot timp nu a spus nimic despre cafeaua din biserică, despre luminile din biserică, despre aranjarea băncilor, despre canapeaua de pe platformă sau despre graficele păstorului sau despre titlurile lui relevante. Ci tot în acest timp de agonie, el a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu, a recitat texte din Scriptură, a petrecut nopțile cântând lui Dumnezeu și în mijlocul lor se ruga lui Dumnezeu. Și spune că pentru el nimic din biserică, nimic din strategia bisericii nu l-a ajutat, ci în mijlocul furtunii l-a ajutat credința în Iisus. Credința face mult mai mult decât orice altă strategie. De asta e important. Nu e o bazaconie, nu e o credulitate a unor oameni, credința este o realitate. Și omul fără Dumnezeu o folosește. Pentru creștinism, nu e importantă cafeaua după biserică. O poți bea acasă. Nu e importantă dimensiunea bisericii sau a băncilor, nici aranjarea în biserică. Ci pentru un creștin e importantă credința. Dacă n-ai credință, nici rațiunea nu te încălzește, nici cântarea nu te încălzește, nici predica, credința e resursa în mijlocul furtunilor. Nu vă fie frică și rușine de credința dumneavoastră. Prezentați-o, domne. Da, cred în Dumnezeu. E credința mea. Pentru că în ultimă instanță, credința e resursa vieții mele spirituale. Dacă credința nu e oarbă, are la bază evidențe, are la bază logică, o întreagă istorie, dar credința în sine, ca act deliberat, personal, mă ține în viață. Gândiți-vă pur și simplu, când aveți probleme cu credința, nu vă mișcă nimic. Nu puteți cânta,
Nu vă puteți ruga, nu puteți zâmbi, nu vă puteți bucura, pentru că credința e aceea care generează buna dispoziție în biserică. Dorința de închinare și de laudă. Ea este resursa vieților noastre. Amin.